Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu luna m-am certat. Ca o garofiță în glasră înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul încetat. Pentru o salbă de mărgele apucași pe drumuri rele, nimeni nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca bucurie dorul care mă sfâșie și un suflet întristat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. De-ai să vii, dragă fetiță, am să-ți iau fusta pestriță ca să crape lumea zău. O năframă mătăsoasă, tu să fii cea mai frumoasă și mai mândră în satul tău. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul încetat. Deci, pe bune că mă înspăimânt așa cum a venit cu hainele astea, cu blândurile alea pe el, cu un ochi în frunte, se uită fix la noi, dar el, săracul, cred că nu vede pe dedesubt ăsta care e fața acoperită. E bine de tot realizată, jur pe cuvântul meu, n-am nicio idee. Fără indicii este imposibil. Acolo să ne dea amendă ce ne au, că aducem oameni cu dizabilități și că îi punem să ăla avea nasul mare, ăsta are un ochi. Oh, dar ce mască! Hai să-i grăzicem pe aripile vântului. Pare că e cea mai urâtă mască. Impresionant. Cine e? Cine e vedeta? E un ciclop. Nu știu, dar cam curgeau balele în timpul curge niște zemuri din el. Nu știu dacă la fete sau... Se uita printr-un singur ochi, așa. Avea buzele mari, parcă îi curgea și ceva din gura așa. Și eu, dar nu știam, nu vreau să zic, am crezut că am transpirat și poate avea băluțe la gură, dar nu știam că era parte din costum sau... Ha, mă, este ce... Cum îl cheamă? Cred că este e de vise rele, n-ai văzut așa ceva. Scărlătescu, Bitman, iau s-a zis acolo. Scărlătescu, Dan Bitman. După ochi? După care ochi, măi? După ochiul ăsta sau nimic? După care ochi? Excelentă masă. Este un bărbat în jur de 40 de ani. Dacă nu visezi. Bărbat? 100% e bărbat. Zi tu ce ai auzit. Eu cred că e Capatos. Asta vă zic. Așa, după mers și se tot ridica pe vârfuri, parcă cumva îl vedeam pe Capatos. Da, țâțâia așa. Și că dansare. Hop, 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 hop. Ce să fie? Cine sare? Este câine. Capatos. Nu, dar Capatos nu e. Deci dacă zic băieții că e Capatos, nu e Capatos. Cine e vedeta? Are jur de 40 de ani. Treceți la loc, vă rog. Toată lumea la loc, vă rog. Toată lumea, Diana, la loc. E prea mare să cine fii Capatos. Cine e vedeta? Zi, Doriane. Poziție, dar poate... Bordea. Bordea, zice. Capatos, zice Velea. Prea gras pentru Bordea. Dați-mi nume. Bordea. Bordea merge la sală, n-are copii acasă, n-are treabă, n-are cine? Problemă, cine la merge la sală, ok, da, e umflat. Mircea Enț Stoian. Ia-l-o pe toți de la capat. Pe toți chelioșii. Hai, dați-mi nume, hai, vreau nume. Bodo de la Proconsul. Bodo de la Proconsul, Bodo de la Proconsul și Capatos. Ar putea să fie și Mircea de la Capatos. Avem două variante aici. Bodo de la Proconsul sau Capatos. Mască! Arată-ne cine ești, demască-te! Andreea, ajută-ne! Excelentă mască, Andreea! Felicitări, bravo!
Dorian îl studiază până și în urechi. Tu te-ai uitat în urechi să vezi dacă are păr. Am văzut chiar și faptul că pe sub chelia pusă este tot un fel de, de chelie. Sau tot scurt ceva. Oho! Cine e vedeta? Are o chelie. Cine? Cine e Capatos? Capatos, mor, nu pot să cred. Capatos, aflăm în câteva minute, în câteva secunde. Așa credeți voi, dar o să aveți o mare surpriză, uriașă. Uriașă surpriză, doamnelor, domnilor. Vedeta din spatele ciclopului este Miță de la Bere Gratis! Mihai de la Bere Gratis! Miță de la Bere Gratis, niciun nume! N-a ieșit nici măcar un nume! Bravo, Mihai! Nu știu ce ai făcut, bă! Mamă, cum a fost! Bă, v-am zis că e mai rău! Ar putea să fie și Miță de la Bere Gratis. Mamă, ce ne-a... Acum pot să vorbesc. Te rog. Miță, o întrebare am. Ai făcut sport de performanță? Ai făcut sport, da. Dacă n-aș fi zis Miță, aș fi... Ai spus și ai zis? Da. Mie, doar mie. Toate numele le-ați vânturat. Toate numele, Capatos, Bitman, Chelu, toate numele, Miță. Păi Chelu are un cap peste mine. Senzațional, mă. De chelie. Ne-am luat-o așa ca prostul de 2000. Mamă, cum a fost Miță? Spectacol, m-am distrat copios cu ei. Ei, păcălit rău. Auzi, Bodo, bă, păi Bodo. Bodo de la Proconsul. Cum să zici, Bodo, Duban? Bodo de la Proconsul. Miță de la Bere Gratis în lumea lui Pinocchio. Lumea pe care o părăsim acum. Bravo, Miță! Excelent! Excelent.